Trei colegi de la noi din facultate, campania lor împotriva violenței domestice. Este un fenomen foarte des întâlnit. Tragem atenția agresorilor. Semnele unui agresor. Excesiv de gelos, se controlează telefonul în mod constant. Ce înseamnă campanie de gherilă? E o campanie neconvențională, este ceva inedit. Cum implementați voi această campanie? În România până acum s-au făcut numai campanii clasice. Campania noastră se activă foarte mult elementul surpriză. Noi avem doi voluntari de la Facultatea de Teatru și Televiziune, doi studenți, care vor surprinde un moment de agresiune. Cei doi actori se vor axa pe un comportament non-verbal. Repet, o campanie care vine cu ceva nou și sperăm să și prindă publicul din Cluj-Napoca. Dăruiți flori, nu pumni.